Pentru executarea lucrărilor la obiectivul modernizarea legăturii rutiere Centrul Intermodal de Transport Gară Iași, se închide circulația rutieră pe Bulevardul Dimitrie Manjeron. Tronsonul închis este cuprins între Bulevardul Tudor Vladimirescu și Podul Roș, începând de astăzi, 15 septembrie 2015. Constructorul va asigura semnalizarea rutieră atât pe timp de zi, cât și pe timp de noapte. Planul de semnalizare rutieră și deviere a traficului cu variante ocolitoare întocmit de constructor a fost avizat și de biroul rutier al Poliției Municipiului Iași.